Azi vorbim despre una dintre cele mai nobile figuri ale istoriei romane și despre una dintre cele mai mari figuri ale istoriei intelectuale universale, și anume Cicero, care e de toate. E orator, e filozof, avocat, om politic. Da, e o figură multilaterală are o operă imensă, cu o influență colosală, influență pe care adesea oamenii nici nu o conștientizează că folosim cuvinte care au fost create de Cicero, cum ar fi esență sau existență, atunci când a tradus în latină limbajul filozofic grecesc. Ba mai mult, ceea ce știm despre școlile filozofice din Antichitate, în bună măsură, îi datorăm lui Cicero. Altfel ne-ar fi lipsit atât de multă cunoaștere. În schimbul lucru, ce Cicero nu era e soldat, ceea ce era o problemă pentru un roman din secolul 1 înainte de Hristos, așa că Cicero a trebuit să găsească altă cale de a avansa. Da, Cicero era ceea ce se numește un homo novus, mm. nu avea în spate o familie aristocratică, puternică, bogată, care să l împingă înainte, e un self-made man. Uh, un om care a ajuns în vârful societății romane prin merite extraordinare, un talent formidabil, în primul rând talent de avocat, da? Da, Are uh, câteva procese celebre, poate uh, ar trebui să și neapărate yeah. să uh, le evocăm. Uh, el devine dintr-o dată o celebritate uh, când uh, îl apără pe uh, Roscius acuzat că și-ar fi ucis tatăl. E o, uh, o cauză celebră spre sfârșitul dictaturii lui Sila și el are curajul extraordinar ca la 27 de ani să preia acest caz pe care nimeni nu-l prelua, de teamă. El Bun, avea... Pentru că paricidul era, bineînțeles, o crimă foarte gravă, dar și pentru că nu mulți aveau curajul să fie avocați în timpul dictaturii lui Sila. Da, la mai cu seamă că îl acuză de fapt, arată ca adevăratul vinovat, este una apropiată a lui Sila, da. Crisogonos. Și, a, încă, mare mirare că Sila nu i-a făcut felul. L-a lăsat să, să plece. Să plece da, da. A, și a studiat mm. filozofia în Grecia, a studiat mm. retorică de asemenea. Vorbeai de alte pledoarii celebre. Formidabilă este, de pildă, Promurena, mm. într-un caz de corupție electorală. Este o capodoperă sau Promilone, într-un caz de asasinat politic, proarchias sau... pentru un poet căruia îi se contesta calitatea de cetățean roman. Pledoarele lui Cicero contra guvernatorului corupt din Veres. Sicilia Da, se e de mare actualitate în România, Da, da? este împotriva corupților, da? e... fără corupții în funcții da. publice. Și... Și Cicero face muncă de detectiv. Exact. Deci, Sicilia strânge probe și arată dincolo de orice DNA -ul DNA -ul din epoca respectivă. E un procuror... E excelent, excelent. Dere s-a și șters n am mai stat până la capătul n-a da, dar Cicero totuși a publicat, bun în da, a publicat ce ar fi zis dacă ar fi trebuit să ducă procesul până la capăt. Uh, bun, aici uh, vorbim de unul dintre marii avocați. Uh, dacă profesia asta ar fi să aibă un sfânt patron, fără îndoială acela este Marcus Tullius Cicero. Haideți însă să vorbim puțin și despre cariera lui politică, pentru că a avut o carieră politică, să zic așa, ca la carte. Vârsta minimă pentru funcția de consul, pentru funcția supremă era 42 de ani. A ajuns, să zic așa, președinte la 42 de ani și a parcurs tot cursus honorum, da? a fost pe rând tot, tot ce trebuia, edil, chestor, pretor și, în sfârșit, cum spuneam, consul, în 63 când se confruntă cu faimoasa conspirația da. lui Catilina, care și el ar fi vrut să ajungă consul, dar n-a avut la fel de mult succes. Și Catilina venea dintr o familie uh, ilustră, deosebire de Cicero, care era un om nou, deci Catilina probabil se gândea că îi se cuvine să ajungă consul. Cum n-a reușit, cum era plin de datorii, a încercat da. o lovitură de stat, uh, Cicero a aflat și avem faimoasele catilinare, da? cele patru discursuri împotriva lui Catilina care sunt niște absolute capodopere da? e celebru începutul catilinarei întâi, până când în sfârșit Catilina vei abuzat de răbdarea noastră după care urmează o avalanșă de întrebări retorice care evident că l-au buimăcit pe uh, Catria, Catilina. Deși Cicero n-avea deocamdată doveci, puțin la început. La început nu, dar uh, Îl prinde cum a, a treia catilinară după se la... citește efectiv ca un roman polițist pentru că aflăm cum Cicero a condus toată ancheta și a obținut în sfârșit probe. Da. Și a avut și norocul că niște gali au hotărât să fie de partea statului roman, de partea lui Cicero și nu de partea lui Catilina, pentru că Catilina ar fi vrut să includă în conspirația sa pentru că era vorba de niște gali nemulțumiți de stăpânirea romană. Așa că, bun, și Cicero a mai avut de fapt informații din interior, era un tip foarte bine informat știa ce se întâmplă, știa că există un complot contra sa, scapă, e posibil să fi fost ajutat de Crasus. Iar e, și e posibil un Crassus un să fie implicat. un caz în, foarte uh... interesant în care un intelectual se dovedește un om de acțiune excelent. Na. În Rarism. momentul 63 el este un partener politic al lui Pompei, l-a susținut pe Pompei, Pompei fiind în culmea gloriei tocmai în anii respectivi, în da? 60 Trei, da, era plecat. Cu, pomperi, era plecat da. în Orient, da. în 63, de pildă, cu cerește Iudeea. Da. Da. Însă, anii de după consulat sunt ani nefaști pentru Cicero, pentru că decontează ca să spun așa, se confruntă cu adversarii lui politici. Da, a politic. făcut-se o greșeală totuși, condamnase la moarte niște romani care nu trecuseră prin procesul. Da, nu cred concurs. că e o greșeală, adică este... Mă rog, e o vulnerabilitate. A, e, e un risc asumat. A, tot, da? Pentru salvarea Republicii a făcut acest lucru. Asta cred că vorbește în favoarea măreției lui sufletești. Faptul că a știut bine că se expune și totuși a făcut-o pentru salvarea mm -hmm. Republicii Cert. și într-adevăr a fost exilat. Da, adversarii lui au profitat, i-au confiscat casa i-au demolat-o, da? adică da. nu e treabă simplă da? Da. E ca și cum, nu știu niște adversari de ai mei s -a apucat să demoleze casa paleologului da. ar fi cam greu după aia de <laughs> <laughs> reluat cursurile da. Cicero reușește aici. Însă mai e un ai lucru trezit. foarte important Cicero este admirabil prin faptul că nu uh, acceptă să intre în jocurile triunviratului. Pentru că primul triunvirat este, de fapt, o, o formă de gangsterism politic. Sigur, a fost un triunvirat nesângeros, spre deosebire da, de nu. cel de-al doilea triunvirat. Însă, primul triunvirat este. The Commission, da? Ca mafia italo-americană, da? Cea creată de Lucky Luciano și Meyer Lansky. Da? Cei trei se puneau de acord, da? Pompei, crasus și Cezar se puneau de acord pentru a-și împărți toate funcțiile și a-și pune oamenii peste tot. Da, Pompei e cel, de fapt, care a pierdut cel mai mult din povestea asta pentru că a pierdut mai cu seamă respectul multor oameni decenți, precum Cicero, Cato cel tânăr, Luculus uh, și alții. Iar Cicero a avut de pătimit în această perioadă. El are o lungă uh, trecere prin deșert. De-al minte, el nu a mai revenit niciodată uh, la uh, poziții atât de importante precum cele deținute până mult, la, la 43 până la... de ani. Bun, a trei, probabil, cu impresia că poate, în noua Romă, el să opereze la fel ca un om al Republicii, al Republicii antice. și asta se vede și în uh, scrierile sale. Construiește uh, un fel de ideal la Republicii, un ideal care n-a existat niciodată pe de-a întreg. Bun, acum trebuie spus ceva, că uh, în perioada asta uh, proastă pentru el din punct de vedere politic, uh, întâi perioada triumviratului, dar mai rău, perioada dictaturii lui Cezar, uh, se apucă să scrie filozofie. Uh -huh. Ceea ce e marele nostru noroc, în fond, dacă avem uh, o întreagă serie de cărți filozofice, uh, Tusculanele, academicele, uh, apoi dialogurile, uh, dialogul pardon, despre oratori, uh -huh. uh, teorie retorică, yeah, da, toate despre zei. Despre... Uh, despre exact, despre natura zeilor, uh -huh. despre divinație, uh -huh. uh, despre destin, despre republică, despre legi. Tot. Aici se vede educația lui filozofică excelentă. Sigur că îl admiră pe Platon, de altfel e, în primul rând, un sceptic, face parte din, așa zis, a noua academie. O viziune sceptică, dar nu scepticism radical, care nu acceptă niciun fel de concluzie, da, ci un scepticism e, moderat. Data viitoare cred că ar trebui să vorbim despre scepticism. Mm. Uh, tocmai pentru a înțelege unde se situează uh, Cicero, okay. care într-adevăr este un sceptic, însă un sceptic cu o dimensiune platoniciană, eclectică, de anumite. Și foarte important, o dimensiune stoică. Da. Îi admiră pe stoici. Nu la fel de mult, îi admiră pe epicurei. Se... Aș zice că e școala filozofică pe care o place cel mai puțin. Așa e, categoric. Mm. De-al minterii, ultimului text, Testamentul lui filozofic, este de oficial despre datoriri, care e un manual de etică stoică. Foarte interesant, e scris pentru fiul lui. Deci, este efectiv testamentul lui filozofic. No. Acum el mai are un cântec de lebădă să spunem, un moment sublim după asasinarea lui Cezar în 44 el se expune din nou așa cum s-a expus în 65 și a acceptat condamnarea la moarte fără judecată a celor cetățeni romani, a celor senatori și a plătit pentru asta în 44-43 se expune din nou, își riscă viața combătându-l pe Marcus Antonius. Așa avem sublima serie de discursuri împotriva lui Marcus Antonius numite filipice în amintirea discursurilor lui Demostene împotriva lui Filip al II-lea da, al Macedoniei. problema lui Cicero este naivitatea, pentru că își pune speranțele în Octavian Augustus. Crede că Octavian, în tinerel... Unii nu se numea Augustus deocamdată. E un tinerel pe care poate să-l controleze, cu care poate să reinstaureze Republica. Numai că, bineînțeles, Octavian e un vulpoi și se aliază până la urmă cu Marc Antoniu da, și acum da, Gloria în povestea asta e de partea fi lui Cicero, omorât. chiar dacă a fost da. omorât, chiar asta dacă trebuie a pierdut partida asta trebuie spus la Cicero, că este un om al principiilor, sigur poate că e un pic lăudăros cu rolul său în contra lui Catilina da, pe bună dreptate, pe bună și drept, eu m-aș lăuda dacă aș, dacă, dacă aș, aș, salva Republica. Aș re salva Republica. Da. sigur că da, și eu cred că e enervat pe mulți, aducând aminte mereu știți ce am făcut eu că l-am <laughs> pe Catilina și s-au săturat până la urmă de hazul lui. Dar a fost un om al principiului și a luptat chiar dacă lupta părea disperată. Pentru că el era contra tiranilor, contra tiranului care distruge societatea, societatea trebuie să fie un întreg organic, ori nu vrea să fie deoparte, vrea să domine, vrea să suprime societatea organismul, el fiind un corp exterior. Da, Or, așa ceva în este motul, mm. filozofiei lui politice sau formula care condensează programul lui politic este concordia bonorum, Da concordia celor buni este o filozofie politică ce vizează concordia, pacea civilă, moderația, regimul moderat, cum spune un fel de liberalism avant la letră. Dacă republicanism, îmi pot hai să da. liberalism poate liberalism republican no. avant la letră, să zicem. No. însă cum spuneam, acele filipice sunt extraordinare Uh, și sunt uh, cântecul lui de lepăda, da? Este uh, un moment sublim înainte de a muri, uh, el uh, e un martir al libertății, uh, iar în cazul uh, morții lui, uh, gloria lui revine și toată rușinea cade pe... Mm. Capul lui Marcus Antonius, în primul rând, care a vrut să-l uh, ucidă. și, evident, asupra acestui tinerel șiret uh, uh, care va Augustus. ajunge. Și uh, uh, că i-am menționat uh, pe Marcus Antonius, pe uh, Octavian, evident, și Lepidus, uh, mai trebuie spus că al doilea triumvirat, este mult mai sângeros decât primul. Adică este sângeros da. în timp ce primul nu fusese sângeros și este pe față, în timp ce primul triunvirat fusese uh, o înțelegere uh, secretă. Uh, mă rog, un secret al lui Polișinel. Mm -mm. Toată lumea știa că, de fapt, cei trei băștani se puseseră de acord. Uh, ori um, cu al doilea triunvirat avem efectiv, uh, uh, cum să spun, uh, samavolnicia pe față. Și, în fața acestei samavolnicii, pe față, Cicero este un om care poartă standardul demnității și a libertății și moare ca un martir. Și n-aș vrea să părăsim discuția despre Cicero înainte de a arăta, pe lângă noblețea despre care vorbeai, și partea sa intimă, duioasă, prietenia lui cu Aticus și scrisorile trimise lui Aticus și tratatul lui despre prietenie. În care ce și că prietenia este nobilă pentru că este expresia libertății. Pentru că îți alegi prietenii, nu îți alegi rudele, nu îți alegi contextul social, istoric în care trăiești, statul, acolo ești forțat să lupți conform principiilor, dar în prietenie asta este expresia suprema libertății. Deci acolo omul de ceea ce este mai bun în el. Scrisorile către prieteni și, în special, cele către Atticus sunt poate partea cea mai șarmantă a operei lui Cicero. Dacă îl vedem pe Cicero omul, Cicero omul de duh, care are foarte mult haz. Bun, haz are și în alte texte și chiar în pledoarii are mult umor, însă scrisorile sunt, cum spuneai, duioase, simpatice, calde, afectoase și în același timp foarte amuzante. Și un ultim aspect Nicu Steinhardt a tradus în românește o carte foarte frumoasă a lui Gaston Boasie, Cicero și prietenii săi. Uh, și uh, când mă gândesc la Cicero, la prietenii săi, Aticus și ceilalți cu care era el prieten, mă gândesc cumva și la prietenia uh, dintre Steinhardt, tatăl meu, noi ca uh, Sergio Greu George. încercată, poate chiar mai greu decât uh... Ce a suferit, cerul. Da, Niciunul n a fost asasinat, slavă da. Domnului! Uitați-vă! Pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.